Cantautorul Vasile Pascaru scrie versuri din suflet. De 20 de ani este funcționar public, iar de mai mulți ani scrie versuri. Haideți să vedem unde lucrează și în câteva momente o să vină aici în platoul nostru să-l auzim și cum cântă. Femeia cea mai dragă dintre toate câte am cunoscut, păstrez și azi în amintire dulceața primului sărut. Scrie din dragoste pentru tot ce e frumos și asta pentru că muzica i-a fost mereu alinare pentru suflet. Această dragoste de scris s-a început încă de pe băncile studenției. Pe atunci eram la Institutul Pedagogic Ion Creangă. Se numea acum universitate. Mi-am făcut studiile acolo și în 83 am înregistrat primele două piese la Radio Moldova. Cel care a pus temelia, de fapt, carierii de muzică al lui Vasile Pascaru îi aparține lui Savile Conjocaru, compozitor care a făcut cele mai multe piese pentru mine. Activează ca funcționar public la primăria din Chișinău, dar pe lângă aceasta reușește să și creeze. A publicat două ediții de versuri care pot fi găsite și pe rafturile bibliotecilor. Aceste versuri și cântece sunt despre viață, despre de dragoste față de țară, față de femeie, față de cei apropiați, de părinți. Asta m-a îndrumat Bunul Dumnezeu să fac și am făcut și fac și acum. Timp de când vine muza, nu când vrea Vasile Pascaru sau... A venit muza atunci, Vasile Pascaru scrie. Dar vreau să vă spun că am scris o piesă care a durat doar 4 ore. O viață nu-i de ajuns pentru iubire, pe acest pământ împătimit de dor. O viață este doar o amintire, că am simțit al dragostei fior. A combinat frumos mulți ani la rând meseria pe care o are și cu cea de interpret. Mă bucur de aceste cărți, mă bucur că Vasile este un neobosit. Ascult cu mare dragoste, am un CD-ul care stă non-stop și eu ascult acele cântece de dragoste. Cunosc unele din versurile, piesele lui Vasile Pascaru. Creativitate, sensibilitate, dragoste și mulți, 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 mulți ani înainte. Chiar dacă aici scrie 50, eu cred că zero îl aruncăm. Și numărăm toți anii ce s-au dus, din nou îți sunt dator cu o iubire, căci pentru ea o viață nu-i de ajuns. Iată-l deja pe canapeaua noastră. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că aveți oameni buni alături. De ce? Pentru că pe dumneavoastră ne-a recomandat Mariana Mihăilă. Îi mulțumesc, Mariana. Cu Mariana cânt deja 14 ani, uh-huh, în diferite concerte. De fapt, sunt cel care cânt cu 3 Mariane. Care încă? Mariana Mășura, Mariana Mihăilă și Mariana Cepragă. Ei, dacă îmi ziceți că și pe soția dumneavoastră o cheamă Mariana? Nu, nu. Da, e drept că e mai tânără decât Anișoara. Dumneavoastră cu 16 așa ani. Așa e, așa e. Cum ați cucerit-o? Păi... așa, la prima vedere. Deoarece am fost la niște cursuri de perfecționare de la serviciu, uh-huh, și ne-am întâlnit acolo. Așa. Și de acolo am început toată povestea de dragoste, să zic așa. Au fost de acord toți oamenii din jur, pentru că nu, mai ales la începuturi... Vreau să zic că nu contează cei din jur, contează cei doi. Dacă se înțeleg, e foarte bine. A zis de job. Pentru cei care ne urmăriți în aceste momente, poate l-ați văzut pe domn Pascaru, tot așa, îmbrăcat la 4 ace, în primărie. Ce faceți dumneavoastră? Sigur că da, la primărie muncesc de 20 de ani. 4 ani am muncit ca responsabil de sectorul botanică. Pe atunci eram responsabil de respectarea legislației lingvistice, mm-hmm, adică toate textele publicitare trebuiau să... Să treacă la limba de stat. Uh-huh. Și 4 ani mi-a reușit să fac acest lucru. Pe urmă am fost transferat la primărie, în aparatul primăriei, și de atunci sunt responsabil de toate întrunirile publice
în locuri publice, parcuri, Piața Mare de Adunări Naționale, străzi. Unii solicită cei care doresc să-și exprime libera opinie și vor să-și exprimă, eu știu, dorințele sau părerile pentru a face niște lucruri bune. Noi le oferim acest lucru prin, ei fac o declarație, noi mergem, monitorizăm tot așa evenimentul și bă, așa, vinea, 20 de ani, deja 16 ani în postura respectivă, dar 20 de ani de când municipiu sunteți funcționar public. Așa e. Adică putem să combinăm și un job din ăsta mai solicitant și mai serios, ca să zicem, și un domeniu al artei, poezie. Aveți deja două volume. Deci am două cărțulii, una a apărut la 45 de ani. Care? Iată, cântecul, refrenul vieții. Că una e la 45 și la... Da. Și alta a apărut la 50 de ani, Cred în steaua dragostei. Iată, în acest volum au intrat 60 de piese care sunt interpretate de Vasile Pascaru. Fie în duet cu Mariana Cepraga, fie în duet cu Mariana Șura și cred că de curând o face un duet și cu Mariana Mihăilă. Da, sigur. Păi trebuie să dar eu, știți ce idee am? Să faceți un cum s-ar numi asta? Un quartet cu toate trei odată. A? Să dea Domnul să fie și așa. Ia stați, să văd și pe cealaltă de la 50. De când purtați mustața? Mustața, eu glumeam, pentru mine este un brand. Aha. Deci de când m-am căsătorit, de atunci port mustață. Așa, pentru că nu foarte mulți bărbați în ultima perioadă poartă mustață. El mai la modă și cu barbă. Și grijă de ea, trebuie să mai ai și grijă da de ea. Fie musteață, barbă. Mergeți la... sau singur deja? Sigur că da, nu, merg și la școală, la coafură. Aveți și melodii, iată, avem și un CD-ul, admirați dansul vieții și pasiunii și a dragostei. Dar aveți multe melodii. Da, cel puțin aici sunt 21. Da, eu zic că unele au fost completate, de fapt am 6 albume, dar se mai repetă câteva din ele, dar de toate sunt 60 la număr. Mm-hmm. Iată, munciți din greu ca să trăiți bine. Cineva m-a întrebat când reușesc asta. Am zis și o zic și acum, de la orele 8 până la 17 fac administrare publică locală, iar după asta facem muzică. Bravo, și poezie. Pentru că atunci când a ajuns în culisele emisiunii noastre, noi am zis, păi da, vine poetul la noi și noi să nu-i ducem o foaie și un pix și să ne compună așa, măcar două, trei fraze despre noi. Noi suntem tare modesti, fetele astea noastre, tot așa sunt ele, ele așteaptă complimente. Că noi toate, cât eram? 4 fete, când am decis să zicem să ne facă ceva o poezie. A fost o surpriză pentru mine, fiindcă, să știți că a face o provocare. Vers... O provocare, de fapt. A face vers nu e atât de ușor. Uh-huh. Trebuie să vină și Maria Samuza. Păi eu tot așa ziceam, fetelor, dar în camera aceea o să simt oare bine, domnul Pascaru, să compună, poate are nevoie, cu vedere la munte. Și iată ce s-a primit, așa, repede. Cine știe să adune oameni buni cu mare nume, cântec bun și multe glume, doar Lilu, la vorbe bune. Și-am să plâng. Vă mulțumesc foarte mult. Omul orchestră poate să lucreze și în primărie, bine, poate să și compună, poate să și cânte. Ați auzit deja câte melodii la activ are dumnealui și cărți. Țineți-o tot așa, pentru că avem nevoie de oameni pozitivi care să trăiască cu pasiune, să muncească bine, să se distreze bine, să-i distreze pe alții bine. Iată, noi zicem așa, copiii noștri care îi avem în preajmă, cântecele noastre, noi la fiecare da, cântec da, un copilaș. Sunteți prolific, aveți mulți copilași. Da. Unul dintre ei vrem melodie, ca să înțelegeți, vrem să ascultăm în acest moment. Ce să ne cântați astăzi? Doi feciori, am crescut acești doi feciori, am crescut prin cântec, prin suflet și am dăruit tot ce am avut mai bun.
pentru Hai mine. Să ascultăm melodia, sunt sigură că și alți părinți care au doi feciori, două fete, că și fata și băiatul se crește destul de, de greu, o să se regăsească în aceste versuri și în această melodie. Noi sperăm că v-am oferit un exemplu al unui om care reușește să le facă pe toate dorință să fie. Vasile Pascaru, pentru voi în aceste momente cu melodia Doi feciori. Tinerețea de altă dată e prin voi întruchipată, și a mea copilărie tot prin chipul vostru-i vie. Că mai ieri vă legănam și-n brațe vă purtam, eram tânăr voi copii, două calde bucurii. Doi feciori, doi feciori, doi pomi în floare, două doruri tata are. Doi feciori, doi feciori, ca doi bujori, feciorașii mei feciori. Ca un loc cu fruntea-n soare, omul viața rostuși are. Va veni o zi, știu bine, veți pleca și de la mine. Veți veni cu nepoții, salinați toți anii mei. Dar eu, tată și bunel, voi iubi pe toți la fel. Doi feciori, doi feciori, doi pomi în floare, două doruri tata are. Doi feciori, doi feciori, ca doi bujori, feciorașii mei feciori. Feciorașii mei feciori, feciorașii mei feciori.